De la intrarea în școală, un brăduț proaspăt împodobit anima atmosfera de sărbătoare. Elevii de la clasele pregătitoare, alături de cei de clasa a 4-a și a 5-a, au pregătit podoabele de Crăciun și s-au apucat de treabă, nu înainte de a fi dat tonul colindelor. Activitatea specifică sărbătorii de iarnă nu se oprește însă aici. Elevii au pregătit și câteva felicitări pentru colegilor de peste hotare. Am făcut 3 felicitări cu niște moș prin colaj pentru a trimite prietenilor din străinătate. A fost o zi foarte deosebită, deoarece împreună toți elevii am împodobit bradul de Crăciun și este o bucurie foarte mare pentru copii. Mai mulți copii de a 5-a, a 4-a și clasa pregătitoare pentru a împodobi un brad. Școala gimnazială Lucian Grigorescu se pregătește în fiecare an pentru sosirea lui Moș Crăciun. Atunci când se va suna clopoțelul și copiii vor merge acasă, vor avea o surpriză plăcută. Noi o să împodobim bradul și o să vă colindăm. După ce toate globurile au fost așezate pe crenguțele bradului, micuții s-au gândit și ce să-i ceară moșului. Vreau un elicopter cu telecomandă, cu josea și o banană și măr. Computer testoasă și gelatii. Acum că școala este pregătită pentru sărbătoare, copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun, care va completa tabloul de iarnă.